injecție în burtă. Să dai naștere la un copil și să-l lași acolo în spital. Niște condiții inumane. Groase, foarte groase. Și am aruncat-o la toaletă. Vreau să ies mai repede aici. Dar nu arată mâncare, arată o bătaie de joc. Bună ziua, prieteni! Am scăpat de starea de urgență și sper că vă priește starea de alertă, mai ales că puteți ieși mai ușor afară. Cu toate acestea, aveți grijă, protejați-vă, păstrați distanța. Credeți-mă, nu vreți să vă infectați, chit că nu o să faceți o formă grea, una complicată. O să vedeți în acest vlog jurnalistic de ce. Să vă întreb pentru început, v-ați gândit vreodată ce vi s-ar întâmpla dacă v-ați infecta cu coronavirus? La ce vă duce gândul în primul rând? La dureri în piept, la frisoane, la imposibilitatea de a respira? Da, puteți trece prin toate acestea chiar dacă sunteți tânăr și fără probleme de sănătate. Adevărul este că lucrurile pot fi mult mai prozaice chiar dacă nu vă simțiți atât de grav. Astfel, dacă testele vă arată că v-ați infectat, cele mai mari șanse sunt să vă cazați obligatoriu într-un spital unde veți spune stop vieții voastre așa cum o știți pentru cel puțin o lună sau chiar mai bine. Depinde cât de repede dispare virusul din organism. Încă nu sunteți îngrijorați? Probabil v-a dus în eroare cuvântul pe care l-am folosit. Cazați. Bine, o să folosesc altul. O să fiți închiși într-un spital. Acum înțelegeți? De fapt, cred că ar trebui să vă explice altcineva gravitatea situației în care ați ajunge, chiar dacă virusul nu v-a pus viața și sănătatea în mare pericol. O să vă prezint povestea unei familii care a avut ghinionul să se infecteze. Din fericire, nu a fost o formă gravă, dar nu vă grăbiți să trageți concluziile. Membrii familiei au fost descoperiți pozitiv, toți, și au fost închiși în 3 spitale pe o perioadă nedeterminată. Tata, mama, fiul de 11 ani, unchiul și bunicii. Nimeni nu iese, nimeni nu intră la ei, în afară de personalul medical, desigur. Repet, oamenii nu au o problemă gravă. Efectiv, s-au internat fără niciun fel de simptom. Neșansa a făcut ca fix în această perioadă, în familia respectivă, să se nască al doilea copil. Mama a născut într-o maternitate pentru gravidele infectate cu coronavirus, iar după ce a născut, copilul a fost îndepărtat și ținut izolat. Trist este că mama și-a văzut copilul doar în pozele trimise de asistente. Cred că ar fi mai bine să-i las pe sărmanii oameni să vă spună prin ce trec. Tot ei o să vă povestească despre condițiile din spital, în special despre mâncarea pe care trebuie să o consume acolo. Primul care vorbește este Gabriel, electrician la Societatea de Transport București. Soția sa a dorit să-i protejăm identitatea. Tatăl meu a fost testat sâmbătă seara, urmând ca duminică seara pe 26 să vină rezultatul pozitiv de la DSP, urmând ca tot duminică să fie și transportat la spital. Și pe cine a infectat? Cine s-a infectat de la tatăl dumneavoastră? Deci noi locuim, da, locuim în aceeași curte, dar în mobile diferite. Mai departe am avut contact direct cu copilul avut de la care am luat și noi. Eu, soția mea, fratele meu și mama mea. Soția dumneavoastră fiind însărcinată? Soția fiind însărcinată, da, aflând știrea cu tata în data de 26, s-a simțit foarte rău și a pierdut lichid și atunci a fost nevoit să transport la spital pentru a naște prin cezarean de urgență. Unde a născut? La maternitate la București. Am ajuns în data de 27, la ora 11 noaptea. Aprilie, da? Da. Stăteam pe acolo și nu ne deschidea nimeni, a? Unde acolo? Unde stăteați? În fața maternității București. Erați în ambulanță? Nu, că n-am venit cu ambulanța, am venit cu mașina cu soțul, că mi s-a rupt capa și să stăteam acolo în fața spitalului, că nu ne deschidea nimeni. Ne-am dus și la prima intrare și la a doua intrare a spitalului București și nu era nimeni, absolut nimeni. Înțeleg că ați fost descoperită ca fiind infectată cu coronavirus, nu? Da, am intrat, la urmă mi-a deschis cineva, am intrat, mi s-a recoltat exudat nazal și faringian. Am făcut cesariană, n-am făcut normal. Ok. Pentru că așa au considerat și eu fiind infectată și de infectată pozitiv ca copilul să se nască cu cezariană, ca să nu fie și el infectat. Ok. Stați numai în cameră, nu ieșiți. Numai în cameră, nu avem voie să ieșim.
Spuneți-mi, cum v-ați simțit de la coronavirus? Ce simptome ați avut sau sunteți asimptomatic? Da, în prima fază, copilul, băiatul, fiind la tatăl bunicului, a făcut o ușoară temperatură undeva la 38 grade. Da, și m-a răcit, o răceală banală, am spus noi că este. Și la două zile și-a revenit copilul, primind tratamentul pe care l-am listat de obicei, Panadol și Nurofen. Acasă? Acasă, da. Asta undeva săptămâna trecută, undeva marți-miercuri, ceva de genul ăsta, până ca tatăl meu să fie tuturor pozitiv duminică. Dumneavoastră ați resimțit ceva? Ați avut vreun simptom? Eu personal, să zic așa, undeva am avut o durere de oase, da? Adică o febra oaselor în prima zi, atunci și soția mea. Și în rest? După aia nu, n-am mai avut nimic. Până ziua de a trecut o săptămână atunci, atunci suntem perfect sănătoși și eu și băiatul. Și cât timp o să stați așa? Cât timp o să stați așa la spital? Nu știu, nu ne-am anunțat. Noi l-am întrebat și am spus că o să ne ia primul test undeva la 7-a zi de la internare. Dar mie mi-e teamă pentru mine cu tratamentul care mi se administrează să nu fim practic niște copii pentru testele respective și să nu pățim altceva din cauza acelor medicamente. Adică să apară cu complicații și să fie din la cu coronavirus. Pentru că eu sunt o persoană care sunt ok de o săptămână, deci la fel ca și copilul meu, că sunt cea mea. Nu înțeleg de ce trebuie să spun, mai ales că analizele mi-au ieșit bine, analizele de sânge, razele, radiografia și toate cele pe care mi se mai... Ce medicamente vi se dau acum? Placuenil. Placuenil, am înțeles. Și... Așa, această pastilă o primesc una dimineața, una seară, plus injecție în burtă pentru ca sângele să nu se coaguleze. Pentru dumneavoastră și pentru iar copil. Copilul, așa. Iar copilul primește doar... o treime din pastila pe care o primesc. Și numai pastila, el nu face injecția. După ce vom face două teste consecutiv negative, atunci vom fi externați. Aveați ceva simptome? Am avut înainte să ajung la spital ca să nasc, le-am avut acasă și deja am trecut până să ajung la spital. Ce simptome ați avut? Păi am avut febră în prima zi, dureri de oase, prisoane, lipsa gustului și a mirosului, astărgea metală, cam pe toate fazele le-am avut. Mm-hmm. Și v-au trecut? Da, mi-au trecut, am luat paracetamol și sirop de puse sodal, pentru că eu fiind însărcinată nu aveam, n-aveam voie să iau altfel de pastile. Când ați ajuns la spital nu mai aveați nimic, înțeleg. Nu mai aveam, trecute, da. Eu sunt data de 22 m-am îmbolnăvit și în 27 m-am dat spital. Eu atunci eram ok. În presupte, nu mai aveam nimic. În perioada, cât a stat acolo la maternitatea Bucurii? Păi, de pe 26, când am ajuns, până pe 30. La 30 m-a transferat aici, la Matei Balci, până la ora 16. În tot acest timp, v-ați văzut bebelușul? Nu l-am văzut deloc, că nu mi l-a dat. L-am văzut pe intermediul pozelor, pe WhatsApp, cum spune de asta. Vestea bună e că nu are coronavirus. Nu este infectat. Da, nu, e negativ. Mm-hmm. Cum vă simțiți în această situație? Ce cereți? Cum să mă simt? Vă dați seama că nu mă simt bine. Să dai naștere la un copil și să-l lași acolo în spital și... Mai sunteți infectată sau nu? Păi mie mi-au ieșit aici la ultimele două teste la Matei Val și neconcludente, nu știu, am spus că încă neconcludent înseamnă mai sunt încă urme. Mâine mi se ia următorul test, nu știu, ma. Nu aveți niciun simptom, nu vă doare absolut nimic? Nu am nimic, absolut nimic, nu mai pușez, nu mai am nimic. Aveți idee cât veți sta în spital? Nu știu, că nu se știe, nimeni nu știe. Sunt persoane pe aici care au... Adică stau câte o lună, de 5 săptămâni. Și sunteți împreună cu soțul, băiețelul de 11 ani? Da, suntem împreună și toți a ieșit tot pozitiv. Și toată familia este în spital de pe 27 aprilie.
Să recapitulăm. Primul care s-a infectat cu coronavirus a fost bunicul, s-a întâmplat la muncă, a adus virusul acasă, iar nepotul de 11 ani l-a dat părinților săi. Au ajuns cu toții la spital, mama sa a fost dusă la maternitatea Bucur, unde a născut între timp. A fost transferată apoi la Matei Balș. Acum sunt toți trei împreună, tata, mama și băiețelul de 11 ani. Bebelușul este la maternitatea Bucur și ați văzut că nu are voie să îl vadă. Bunicul, bunica și unchiul sunt la Victor Babeș. Așadar, toată familia stă în spital de 2 săptămâni și jumătate. După spusele lor, nu mai au simptome și și-ar dori să se trateze la domiciliu, să stea acasă în carantină. Dar acest lucru nu este posibil. De ce vor acasă? Am fost curios să aflu. Oamenii mi s-au plâns pe anumite condiții din spital, dar mai ales pe mâncarea, care, spun ei, este execrabilă. La maternitate, la Bucur, acolo, după ce a născut, vreau să vă spun că a avut, nu știu cum să vă explic, niște condiții inumane de a ține o lăuză care tocmai ce a născut. Primea o mâncare, cum să vă spun eu, neadecvată, mâncare, o apă limpede, adică ei umeau acea mâncare ciorbă, supă, nu știu cum umeau, dar soția nu putea să atingă o brânză la fel, de putea să o mănânce în niciun fel. În a doua zi a fost adusă, știu, masa undeva, chiar mi-a zis adunarea, când am vorbit la telefon, undeva pe la 11 și jumătate, i-a fost adusă masa, ea nu putea să mai existe, era foame, nu era suficient, ce primea, nu avea acces la baie să se spele, nu avea o baie acolo, nu avea un salon unde să mai de un televizor măcar sau să nu la o știre să nu apă ceva. Medicii veneau să o viziteze? Foarte, foarte rar. De parcă zici că era teamă. Nu prea veneau. Că și tratamentul care îi trebuia să îi aplice, îi aduceau târziu. Ba chiar într-o zi mi-a zis soția mea că n-a venit nici până la ora 11, că a telefonat medicul spunând că trebuie să ducă la farmacie să cumpere acele pastile cum le-a dat mai. La 11 noaptea? Sau ziua? Nu, la undeva la 10 jumătate ziua. Ok. Urma ca ea să primească tratament și nu a primit până la ora respectivă, deoarece nu avea un spital și a trebuit să meargă la farmacie, din ce am înțeles de la soția mea, să le cumpere pentru a-i le administra. Adică, povestea ce... l-a numit ministrul sănătății fiind un spital pentru persoanele gravide care sunt infectate, să fie tratate acolo, ei nu erau pregătiți pentru așa ceva. Spuneați ceva despre mâncare. La un moment dat i s-a cumpărat o șaorma. Cum s-a întâmplat? Da, i s-a cumpărat o șaorma, așa este. I s-a adus, probabil, i s-a făcut la fetele alea, dacă nu s-a făcut minima să și probabil vor fi cumpărat în banii lor, nu știu, părerea mea. I s-a cumpărat o șaorma, n-am spus și nu știu mai ce zicea că a primit. Operația m-a băgat într-o cameră, care nu aveam televizor, nu aveam frigider, nu aveam unde să mă spăl. Deci, pur și simplu, eram izolată, nu știu, aveam doar un pat, un WC și o ghiuvetă, atât. Venea cineva la dumneavoastră? Deci, venea, dar foarte rar, mai mult prin intermediul telefonului. Zicea, ăsta e telefonul meu, mă numesc, nu știu ce, dacă aveți ceva probleme, sunați la numărul de telefon. Venea doar să-mi facă injecții sau ce aveau de dat și când veneau, zicea, asta să mă duc să cumpăr și eu medicamente, că nu avem medicamente în spital. În ultima zi, joi, nu mai știu exact în ce dată eram, 30 aprilie, mi s-a adus medicamentele de la ora 11:30, iar trebuia să mi le dea la 10. Și cum e mâncarea? Groaznică, foarte groaznică, deci ce să vă spun? Mâncarea? Da, ciorba, apă, chioară, fără sare, fără zucă, fără nimic, fără carne, fără nimic, pâine mucegăită, carne este plină de toxine, păi ea, știți cum aceea care să ia atunci când se pune carnea la piept. Și ce mâncați atunci? Păi la ce să facem, domnule? Facem comandă, facem cu globul, mai vin părinții pe la poartă, mai lasă, dar încercăm cu ei să-ți da poartă, nu vor să primească pachetele. Și la maternitatea Bucur cum era? La maternitatea Bucur, ce să vă zic, tot așa, apă pioară, nici nu prea mâncam, că eu am și eu anemie, adică și acum m-am găsit cu anemie. Eu trebuie normal să mă alimentez cum trebuie după o sarcină cu cezariană, operație. S-a
Spuneți-mi despre șaorma. Înțeleg că ați cerut sau v-a adus o șaorma. Cum s-a întâmplat? Oh, acolo, da, fetele de la nou născut m-au ajutat și mi-au spus vrei ceva de mâncare, că atunci chiar eram presionată și nu mai aveam cuvântul de putere în mine. Și am zis, da, dacă avea ceva să-mi dați, mi-a adus fructe, mi-a adus pere, mi-a adus portocale, mi-a adus o șaorma, mi-a adus ceva ciocolățele, apă, nici... Vă spun că nici apă nu-mi dădea. Și apa trebuia să o bezi de la robinet. Da, a dat în prima zi și după aia n-am mai dat. Am primit niște poze de la soțul dumneavoastră, niște poze cu mâncarea de acolo. Am văzut carnea. Aia era carne? Da. Ce voia să reprezinte carnea respectivă? Păi mâncarea noastră era carnea aceea. Adică erau șnițel sau ce mâncare trebuia să fie? Era un ceafă de porc sau... A, ceafă de porc. Și supa sau bulionul ce era acolo, ce reprezenta? A, o chioară fără supă la nimic, avea câteva legume acolo. Când le spuneți toate acestea, medicii, personalul medical din spital, ce zic? Păi să facem sesizări și noi în păstoare, că știu și ei că mâncarea este proastă. Spuneți-mi, cum sunt condițiile de la Matei Balci? Condițiile de... sunt foarte bune, să spun așa. Mai puțin mâncarea care a fost administrată în prima zi a fost sub orice critică. Nu puteam să mâncăm. La fel, o ciorbă incoloră, da? Deci am aruncat-o la toaletă pentru că nu puteam să mănânc. Și brânză la fel. Pur și simplu nu o să puteam mânca, n-am să mănânc nici eu, nici copilul meu. Am fost nemulțumit. Le-am reproșat lucrurile astea, cadrele medicale. Și următoarea zi s-a îmbunătățit treaba, a început să pun mâncare mai bună. Arătați-mi un pic în cameră să văd cum e. Deci nu, sunt condițiile bune de a locui. Să vă arăt și pe aia. Deci baia, da. Condițiile de a locui sunt bune, nu pot să reproșez nimic, da? Și am văzut că sunteți împreună cu băiețelul dumneavoastră, da? Da, e băiatul meu, în vârstă de 11 ani. Toată ziua? Mai grav este că la mama mea și la fratele meu, la Victor Babeș, în partea cealaltă, chiar acum 2 minute mai devreme am vorbit cu ei la telefon și mi s-au spus că nici apă în măcar nu primesc. Sunt foarte revoltat. Beau apă de la ghiuvetă, au spus că ei nu au apă să le dea acolo. Adică e ceva inuman și acolo. Dumneavoastră adică suntem tratați și într-un hal fără de hal. Nu știu. Zice mama mea ca să-mi aducă cineva apă să bea și ia pe apă de la chiuvetă. În cazul dumneavoastră cum e? E ok. Ne-au spus că dacă avem nevoie de apă să cerem că ne aduc de la un dozator. Ne poate să ne pună strictă de care ne avem. Nu aveți aer condiționat? Nu știu, cred că e un aparat aici, dar nu știu dacă produce aer, chiar n-am umblat la el. Că am văzut... Nu arată aer. Da, e cald. E cald. E cald, seara nu putem dormi, din cauza că nu lasă foarte mult să însari, noi trebuie să stăm cu geamul deschis, pentru că nu avem plasă la geam și copilul sărac e ciurmit de mușcături de centare. Se trezește toamnă, în seara, teamă că... Nu mai poate să dormă din cauza la picioare, nu știu, și nu mă pune pe el. Din punct de vedere fizic, mă simt foarte bine fizic. Doar că mă simt un pic foarte slăbită de ușoara amenea care o am, dar din punct de vedere fizic sunt dormată. Ce să vă zic, vreau să ies mai repede de aici, nu se mai poate să. Eu nu cred în testele astea, nu știu, n-am nicio certitudine, nu mi-arată nimeni, nu-mi demonstrează nimeni. Pozitivă, nu? Ce ziceți că vă simțiți ca un cobai? Nu aveți încredere în activitatea medicilor sau de ce? Nu pot să spun că nu aș avea încredere, dar nu știu să-mi spună nici dânsii prea multe. Nu cunosc. Adică, nu știu, eu dacă sunt aici, sunt și mă simt foarte bine, nu înțeleg de ce ar trebui să stau închis aici. L-aș putea fi tratat acasă sau, mă rog, nu știu, în izolare acasă, unde am atât
m-am apucat să și grevesc în casă, pentru a apătătica nou copil. Am rugat familia să-mi trimită niște poze cu mâncarea din spital ca să-mi dau seama despre ce este vorba. Iată, aceasta este carnea despre care vă povestea familia. Cred că este o ceafă de porc. De fapt, nici familia nu era foarte sigură. Iată o caserolă cu cartofi. Aceasta este o supă, fără niciun fel de gust, dacă este să-i credem pe oameni. Un ou fiert, un gem de caise și niște brânză. Acesta, prieteni, este micul dejun al unei lăuze. Am postat imaginile pe contul meu de Facebook, cum era de așteptat, au stârnit multe reacții. Cei mai mulți au arătat indignați de așa zisul meniu, dar au fost și voci care susțin că nu arată chiar rău, că ar mânca așa ceva și oricum, la spital mergi să te tratezi, nu să stai și să mănânci ca la hotel. Nu sunt bucătar sau nutriționist, nu mă pricep la mâncare, dar știu cine ar putea să ne ajute să lămurim dilema. Noi ne pricepem la mâncare, că asta facem de mult timp. Nu e un lucru pe care îl facem doar cu ocazia acestui proiect umanitar. În principiu, mâncarea unui om care este bolnav și în spital ar trebui să arate cam cum recomandă doctorul. Dar trebuie să înțelegem că doctorul poate să-ți recomande ce să conțină farfuria aia și eventual poate sunt câteva restricții sau indicații legate de felul în care e gătită mâncarea. Adică poate nu e voie prăjit sau poate ai voie doar fiert sau poate ai voie doar mâncare făcută la aburi, din diverse rațiuni. Astea sunt lucruri pe care medicul tău poate să ți le recomande. Șef Adi Hădean nu este doar un bucătar recunoscut, are experiență și în prepararea mâncării pentru instituțiile statului. În aceste zile de pandemie a pus la punct un proiect social care se numește Solidar Social. Prepară mâncare și o livrează la spitale. Este complet gratuit, o face doar pentru medicii aflați în prima linie de luptă împotriva coronavirusului și nu pentru pacienți. Nu este la prima experiență în a găti mâncare sau a concepe un meniu pentru instituțiile statului. Acum 10 ani a făcut un meniu pentru mai bine de 50 de grădinițe de stat din Cluj. Să vedem ce spune despre mâncarea din spitale. În Cluj era la vremea aia peste 50 de grădinițe de stat și noi am lucrat în grădinițe la recomandările domnului profesor Hâncu, medic nutriționist și unul dintre cei mai buni experți pe care îi are țara asta în domeniu. Și am creat niște meniuri pentru aceste grădinițe în baremul de 7 lei pe copil pe zi. Da? Asta era în 2010-2011, ceva de genul ăsta, adică au trecut ceva ani de atunci. Nu cred că s-au modificat foarte mult baremurile de hrană pentru copii în grădinițele de stat, ori mai fi crescut, dar nu cred că cu mult mai mult, nu mai știu exact cât sunt acum, dar la vremea aia noi am reușit, împreună cu personalul din grădinițe, cu personalul medical, pentru că multe grădinițe au asistente, cu bucătăresele din grădinițe, am reușit să punem la punct un caiet de bune practici, să zicem așa. Adică, uite, astea sunt rețetele. Rețetele în sine și tehnicile de gătire au fost aprobate din punct de vedere nutrițional. Și după aia noi am stat în bucătărie și am lucrat să vedem cum putem să facem mâncarea asta să fie și mai ușor și să și iasă bună, să le și placă copiilor, să și mănânce. Și programul ăsta a prins suficient de bine atunci. Adică el a fost implementat destul de repede și am primit și în continuare primim ecouri la mulți ani distanță de la copii care între timp au crescut sau de la părinții copiilor care între timp au crescut și care ne spun că mai discut acasă cu copiii și își amintesc de perioada aia. Cât din acel program a rămas în continuare în picioare, asta nu am de unde să știu. Eu știu doar, tot așa, din experiența proprie sau din experiența familiei, că odată ce ai ajuns în spital, într-un spital de stat, nu te poți aștepta să primești mare jmecherie de mâncare, pacient fiind sau medic fiind, pentru că până la urmă și medicii beneficiază cam de aceleași baremuri de alimente în fiecare zi. Și mâncarea pe care noi o oferim, acum o oferim medicilor și nu pacienților, din foarte multe motive. Unul dintre ele e că nu poți să bagi mâncare în spital așa cum ai tu chef sau cum mai vrea. Pe de altă parte, proiectul le este adresat medicilor din prima linie COVID, care au o viață foarte dificilă în perioada asta. Nu că pacienții n-ar avea o viață foarte dificilă, dar
cetățenește poți să faci cât poți să faci și nu ai cum să iei de pe spatele statului prea multe din îndatoriri. Câte poți, poți, câte nu, nu. Și dacă extrapolăm această experiență pe care ați avut-o cu grădinițele, pentru pacienți s-ar putea face ceva mâncare în baremul de 10 lei, că atâta plătește acum statul pentru un pacient adult? Baremul este infim. Dacă ne gândim că din 10 lei trebuie să faci mâncare pentru 3 mese pe zi. La un om care este internat în spital, stă acolo de dimineața până seara și te gândești că nu-i dai să mănânce o singură masă pe zi. Sunt foarte puțini bani. Poți să gătești ceva din 10 lei pe zi. Dacă ai niște volume enorme, habar n-am, trebuie să faci 10.000 de porții odată și adun 10.000 cu 10, înmulțești 10 lei ori 10.000, îți dă o sumă din care te poți descurca să faci o mâncare care să fie decentă, adică să aibă în ea ce trebuie și să aibă gust și să nu fie o porcărie, dar n-am stat să fac calculul să văd și la câți oameni poți să împarți mâncarea aia. Pentru că, repet, 10 lei e foarte puțin. Cât ar trebui să fie? Eu nu știu cât ar trebui să fie. Pot să vă spun că în restaurantul nostru, în care oamenii vin să mănânce la prânz, un adult cheltuie cam 30 de lei pentru un prânz. Și asta în condițiile în care marjele noastre sunt foarte mici. Adică adaosurile cu care lucrăm sunt foarte, foarte mici, pentru că, până la urmă, na, materia primă e scumpă. Dacă vrei să ai o materie primă de calitate, costă mult. Mâna de lucru calificată costă mult, chiriile costă mult. Acum nu știu eu cum sunt organizate spitalele. Știu doar că unele dintre ele au cantină proprie, unele dintre ele au contracte cu firme de catering. Și, repet, nu e interesul meu să iau apărarea nimănui, că nu mă interesează, nu-i cunosc nici pe aia, nici pe aia. Dar faptul e că din 10 lei pe zi poți să oferi foarte puțin. Că ar fi bine ca din aia 10 lei, dacă îi accepti, să oferi ceva decent, sigur că da. Adică poate mai bine mai puțin, dar decent. Decât să-i dai omului 3 porcării într-o zi, mai bine dai un lucru făcut bine, chiar dacă el este mai ieftin. Asta una. Și doi, când ajungi în spital, tu ca pacient ești în stare să accepți orice, numai să te vezi scăpa de acolo. Dacă vorbim despre oamenii care muncesc în spitale zi de zi, că și ei nu sunt doar medici, că unii sunt medici, asistente, infirmere, personal de întreținere, personal de pază și așa mai departe, deci acceptă ei să primească mizeria asta, nu știu. Ați văzut pozele cu acea mâncare de acolo? Da, le-am văzut. Le-am văzut, dar nu arată mâncare, arată o bătaie de joc, dar mă rog. Și totuși s-ar putea crede și unii spun, dar te duci într-un spital, vrei să te tratezi, nu te duci să fii într-un hotel ca să mănânci. Cum se pot împăca cele două lucruri? Dacă ești obligat să stai în spital internat, ceva trebuie să mănânci. Exemple sunt foarte multe. Copilul meu a fost internat anul trecut 2 zile în spital pentru că a avut nevoie de o operație minoră. Sigur că a costat foarte mult, a fost într-o clinică privată, a costat foarte mult, dar acolo avea ce să mănânce decent, știi? Sau, mă rog, am prieteni care sunt în spitale de stat în străinătate pentru diverse tratamente și care primesc mâncare, bă, uite, ai opțiunea 1, opțiunea 2, asta, poți să-ți alegi fructe de ăsta sau de ăsta, sau la prânz poți să mănânci paste așa sau orez cu nu știu ce, la noi poți să mănânci doar paste sau doar orez, adică paste în sensul de macaroane fierte sau orez sau cartofi din banii ăștia, știi, și o zeamă din aia lungă care arată ca o supă de spălător. Ce s-ar putea face? Care este părerea ta? Atâta timp statul decide câți bani trebuie dați pe mâncarea unui pacient, de acolo trebuie să începem lucrurile, știi? Pentru că altfel noi plătim. Și noi plătim în fiecare lună pentru un sistem de sănătate și nu plătim doar pentru salariile medicilor, plătim pentru sistemul de sănătate în ansamblu și pentru serviciu medical. În momentul în care tu ai intrat într-un spital și primești mâncare acolo și aia se califică la capitolul serviciu medical, nu e un serviciu de catering.
Și în banii pe care îi dăm noi și care sunt foarte mulți, ar trebui să intre grija pentru pacient cu totul. De ce nu intră? Asta e o poveste pe care nu cred că o să o încheiem noi doi astăzi aici. Dar este important. Pleacă de la baremul de hrană acordat în fiecare zi pentru pacient, care ar trebui astăzi, la banii de astăzi și la cât costă astăzi ingredientele, ar trebui să fie la un minim de 30 de lei pe zi, adică să ai 10 lei pe o masă, nu 10 lei pe 3 mese. Și așa e destul de puțin, pentru că dacă omul ăla trebuie să mănânce ceva anume, lucrurile pot să devină mult mai complicate. Că da, nu-i tot una ce fel de mâncare dai un om, nu-i tot una cum o gătești. Aici voiam să ajung. De ce este important să fie o mâncare bună și sănătoasă? E adevărat că ești totuși în spital. Pentru că omul ăla e bolnav. Pentru că omul ăla e bolnav și pentru că organismul lui nu are capacitatea de a procesa viața la fel ca organismul unui om sănătos. Și prin viață nu înțeleg la orice, de la șocuri și traume psihice până la ce îi dai să mănânce. Și ce mâncăm noi este mai mult decât evident și cunoscut pentru toată lumea, e foarte important pentru sănătatea noastră. Și e cam așa. Apoi, odată ce banii ăștia sunt puși pe masă și arată ca și cum ar fi suficienți, poate că ar trebui revizuite toate normele după care se face mâncare pentru pacienții spitalelor. Fie că mâncarea este făcută intern, adică în cantinele de spital, fie că este făcută de firme de catering. Deci se poate rezolva, trebuie să existe o voință de undeva de mai sus. Da, ori trebuie ca oamenii care lucrează în spitale să spună, bă, nu ne mai dați porcăriile astea. Și eu, din nou zic, din experiență, am primit mail-uri de când am început acest program de la doctori care lucrează în diverse spitale și care nu au secții COVID și care ne spun, ne livrați și nouă. Păi aveți secție COVID? Nu avem secție COVID, ba chiar primim mâncare de 3 ori pe zi de la spital, dar nu se poate mânca. Deci lucrul ăsta există și este cunoscut și personalul medical îi face față într-un fel sau altul, dar din nou, cred că problema este un pic mai complexă decât putem noi să o vorbim în momentul ăsta. Și la fel ca alte sisteme care nu funcționează bine în România, nici sistemul sanitar nu e scutit de slabe performanțe pe multe nivele. N-ai cum să livrezi la ușa salonului, asta e cert. Să comanzi de pe aplicații din spital, nu știu dacă e ok, dar până la urmă, știi cum, decât să mori de foame, îți comanzi de unde poți, te descurci singur. Pentru că trebuie să înțelegem și lucrul ăsta. Atâta timp cât suntem lăsați să ne descurcăm singuri, ne vom descurca singuri. Pentru că lumea se întreba pe Facebook la postarea mea, iată o comparație. O persoană care se află în pușcărie în România primește mâncare în valoare de 6-7 lei pe zi. La spital mâncarea costă 10 lei pe zi. Dar în loc de concluzie, virusul acesta vă poate face rău, mult rău. Medicii vorbesc de forme grave și periculoase. Dar chiar dacă nu veți avea aceste forme grave și periculoase, așteptați-vă la ospitalizare care poate fi în condițiile descrise de oamenii cu care am discutat în acest material. Poate după ce scăpăm de molimă, ne concentrăm mai mult pe sistemul sanitar românesc. Responsabilitatea și protejarea voastră și a celor dragi este cheia. Purtați mască și aveți grijă de voi, dar și de familiile voastre. Atât deocamdată, nu uitați să vă abonați pentru alte materiale jurnalistice și interviuri pe canalul meu de YouTube. Aștept comentariile voastre, mă găsiți pe Facebook, Twitter, Instagram.